Salutare și bine v-am găsit la Prof. Online cu exerciții de matematică. Uite, haide să mai facem un antrenament cu o operație, așa, să vedem viteza care o avem pentru, cu paranteze, cu ceva, da. O expresie pentru început, da? După ce ne ducem și la... Cum a fost la... da? A mers bine, da? 100, da. 100? Da. Păi, dacă scădeai din 100 ceva, ne certam, se ducea amestea. Nimeni nu putea să ne despartă. Ei, zicem așa, să se calculeze. 324 împărțit la 4 plus 100 împărțit la 25 minus 78 plus 14 ori 15. Egal. Unde ai așa tu la prima vedere o emoție așa? La 300. 324 împărțit la 4. 4. Dar cum noi suntem convinși că putem face... Ia să vedem. Luăm această împărțire care ție ți se pare mai dificilă. 324 împărțit la 4. Egal. 300 plus așa. 20 plus 300 4. Plus 20 plus 4 și împărțit la 4. 300, da? Ia să vedem, 300 ai putea să împarți? Nu. Nu merge. Da. Am înțeles. 35? Direct de ce ai făcut direct? A, nu vrea ca să mai făcut odată. Sau nu înțeles atunci, nu-i place. Probabil că nu încă. Ajung acolo. Da? Vreau să-l era mai simplu. Îl duc prin câteva etape. Acum, ca să vadă cât de important să o țin în minte pe acela. 300... Da, dacă ai fost 200. Dar putem să facem și altă metodă? Nu știu asta. Nu știu asta. Dar hai să vedem așa. Dacă ar fost 300 ai putea să împarți la 200, dacă ar fi fost, ai fi putut împărți la 4? 200. Împărți la 4. Sau un singur sută. Ai un singur sută, mă. Împărți la 4. Dar 55 ori merge? 55 ori 4? 55 ori 4 dacă fac 300. Te s-a duci deodată. Tu te duci mai aproape, vrei mai rapid un pic, da? Răspunde ce te-a întrebat un profesor. 200. 200 împărți la 4. 20 împărți la 4. 20 împărți la 4 este egal cu 5. Și 200? 200? Împărțit la 4, 50. 50, mă, asta era. Care-i prima dată când facem? Deci, vezi? 200 împărțit la 4 fac... Ai zis 100 mai... 5? 20 împărțit la 4 fac 5 și vin 200, mai pun și 0-ul ăla. Am și fac 50 acolo. Deci, 50 și 100 cealaltă, 100 cealaltă împărțit la 4, mai aveam 100. 100 împărțit la 4 este egal cu... 25. 25. Și 50 cu 25? 50 cu 25, 75. Deci ar face 75 plus... Plus 5. Plus 5. Plus 1. Plus 1. Este egal cu 81. Și egal cu 81. Da? Am muncit un pic? Intră că am muncit. De aceea acum să încercăm să facem asta deodată. Ia să fii atent acum, șmecherii. 324 împărțit la 4. Și zic așa, băi... 8. Da? 8 acolo. Dar le dăm pe cele două, primele două jos. Da. Da. 32. Deci, 30... Dar eu aș lua numai pe 3. Deocamdată nu-mi dau seama. Oare 3 s-ar putea? 3 se împarte la 4? Nu. Nu. Că 300 nu s-o împărți la 4 direct.
De-aia n-am văzut noi, ca și mai zice, trei ce nu ți-o venit bine, da? Și atunci luăm, luăm pe amândouă cifrele. 32 ori cât, 4 ori cât de 32? 8. 8. Vezi? 8 ori 4 fac 32. Și se pune de desubt aici. 32. Corect. Dar de fapt înseamnă 320. Exact. Dar, de fapt, înseamnă, după mintea noastră, știm acum, 4 împărțit la 4? 8 ori 4 de nimic, nimic, aici. Și vine 4 ăsta. Și 4 ăsta de aici împărțit la 4 face 1. Și rezultat corect, 81. Asta vreau să da, îți place asta? Da. Da, și muncim prea mult acolo. Deci, acum am înțeles șmecheria și de ce trebuie să facem așa. Deci, rezultatul este 81. 81. Și plus. 100 împărțit la 25. Am mai făcut-o. 100 împărțit la 25 este egal cu 4. Asta e. Că am avut mai devreme 100 împărțit la 4 și am făcut 25. Acum 100 împărțit la 25 de 4. Dar de 25 fac 100. Corect. Deci plus 4 și minus 78. Și egal cu. Te rog să faci calculul. Rezultatul final, ai spus, șapte. Este 7, da? Sigur, da? 7. Da. Păi 5 minus 8 nu se poate. Așa. Și împrumutăm 2 cu 5, 7. 7 minus 7, 0. Da. Bun. Deci rezultatul a mers foarte bine. Ai înțeles chestia asta. Acum am să te întreb următorul lucru. Am 1000 kilograme cartofi. Și vreau să le pun în lădițe de câte lădițe de câte 20 de kilograme. Da? Și vrem să le punem în lădițe de câte 20 de kilograme. 1000 împărțit la 20. Și mă întrebam câte lădițe, da, da. Deci dorim să le punem în lădițe de 20 kilograme. Câte lădițe ne trebuie? Câte lădițe ne trebuie? Câte lădițe sunt necesare? Da? Câte lădițe? Și tu ai spus că e vorba de 1000 împărțit la 20. Egal cu? Așa. Da, 1000 împărțit la 20. 20 oricât de 1000. 20 oricât. 20 ori 10. Hai să vedem. 20 ori 10. Tu știi cât faci 20 ori 10. 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0 și 0. Cât face 20 ori 10? 0. Nici o lădiță? Cum 20. Doamne, 20 de... Deci... 200. 20, 20? 200. Vezi? Dar ce mai stai tu pe gânduri? Nu 0 ori, nu știu ce mai ești. Nu se pierde timpul. 0 ori, 20 ori 100. Păi 20 ori 10 fac 200, da? Da. Deci, nu-i bine să spun 10. Când doar 200 kg, eu am 1000.
Deci nu faci, nu-i cine 10. 500. 500, da? 500, tu spui. 500. Ei, să văd dacă e adevărat. 500 ori 20 ar trebui să-mi dea 1000. 500. Nu, 50. 50, spui tu, da? Renunț la 500. Că numai 2 din 500 își fac 1000. Deci nu se poate să fie așa. Deci mai degrabă 50. 50, spuneți ochii. Deci 50. Cum face 500? Da, hai să spun o șmecherie. La împărțirea asta, eu puteam să spun că este același lucru, ca și cum aș spune, ai un 0 aici, stai și la ăsta. Da, un 2. Și ca și spune 100 împărțit la 2. 50. Deci asta e șmecherie tare. Deci în loc să fac 1000 împărțit la 20, fac de fapt 100 împărțit la 2. Nu? Aici e poanta. Dacă am posibilitatea să tai câte un 0 și la de împărțit și de la împărțitor. Adică cum ar fi 100 și 10? Cum ar fi 100 și 2 pe urmă, nu? Da. 100 și 2. Și treaba e tot aceeași, fac și tot 50. Dar dacă am 900 de kilograme și vreau să le pun tot în lădițe de 20, 900 de kilograme, în câte lădițe? 90, puteți scrie 20? Deci, eu am, când 0, am fost 100... 90 împărțit la 2. Deci, 900 împărțit la... 20, pe un 0. Pe un 0 și parcă aș fi... 90 împărțit la 2 este egal cu... 40 și... nu e ceva. 45. 45. 45. Dar cum ai făcut? 50 plus 50 de 100 și minus 10 e 40. Așa, ai făcut legătura cu ce a fost înainte și am mers foarte bine. Da. Sau altfel. 2 în 9. 2 în 9 merge de 4 ori. 4 ori 2 fac 8. Și rămâne... 1, coborâm și cealaltă cifră, 10-a, că de fapt în mintea noastră a fost 80, nu? Pățul. Da. Și acum 10 părțit la 2 face 5, 5 ori 2, 10. Deci vezi? Fii, dar mult mai tare a fost faptul care ai gândit tu. Da. Suta înseamnă 5-ul. De 5 lădițe, până în câte 20. Domn profesor, da. Știi când ai învățat domnul profesor? Dacă nu știi tabla împărțirii, scazi 90 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 până ajungi la 0. Am înțeles, am înțeles. Deci când te afli în situație dificilă, te duci și așa prin scădere, da? Când împărțirea este o scădere repetată. Da. Asta este împărțirea. Acum, uite, dacă am să am așa 1000 am 1120 de kilograme. 1120 de kilograme, da? Deci avem 1120 kilograme cartofi. În lădițe, în câte lădițe de câte 20, tot câte 20. În câte lădițe de 20 kg o să pun. În câte lădițe de câte 0 minus 10 0 ori. Așa, la 1120 împărțit la 20. 0 ori. Așa, și de la un și la altul. Și 112. E de parcă ai face 112 împărțit la 2. 57. Și ai văzut? 56, sigur că da. 56 lădițe. Da? Lădițe. Foarte, foarte rapid. Dar dacă am 1000 de kilograme, 1000 de kilograme, în lădițe de 25.
kilograme. În ediție de 25. Nu mai am cosetai. Nu mai ai cosetai, sigur. 25. Da, poți te gândești la 100. Da. 40. Foarte rapid. Deci în 100 mergi de 4 ori și rămâne 0 ăla de aici și ai zis 40. Deci înseamnă că 1000, 1000 împărțit la 25 este egal cu, ai spus foarte bine, 40. Că tot dacă iei cu 1 nu merge. Neapărat trebuie să iei două cifre, că două sunt la împărțitor. Iei pe asta două, dar tot supărat ești. Nu ai ce face. Și atunci iei pe trei cifre. Și ai 100, împărțit la 25, face 4 ori 25. 4 ori 25 fac 100. Și nimic, nimic. Și 0 ăsta care rămâne, îl ducem la rezultat și gata. Am făcut problema. 40. Da? Este important, este important să știm tabla și să știm să facem și împărțim. Foarte important. Uite cum am avut-o câte răzi îmi trebuie. Exact. Probleme practice. Mă dai și cu 30 de kilograme într-o cutie. Vrei și cu 30 de kilograme. Da. Uite. Am 1000 20 de kilograme. Nu. 1000, 20 de 1090. Da? 20 kilograme. În lădițe, lădițe de 30. Uite. Deci 1020 kilograme în lădițe. De 30 de kilograme. 32. Deci, cum ai zis? 1020. Dar nu, 40 funcționează cu 25. Merge cu 30? Ai șansa la împărțirea asta? Cum ai face-o tu? Eu țin minte că la 25 am făcut cu 40. Da. Și la 30 scadem... Dar deodată răspunsul, eu nu m-aș grăbi. Eu nu m-aș grăbi. Zero. Deci, tăiam un zero și de la una și la alta, că avem șansa asta. Și atunci, de parcă aș avea 102 împărțit la 3. 102 împărțit la 3. Ai o întrebare, vrei să mă întreb ceva? Nu. Nu, că i-am... Da? S-o pare, asta e. 102 împărțit la 3? 1 sunt parte la 3? Nu. 10 sunt parte la 3? De câte ori intră? De... Cel mai apropiat. Cel mai apropiat? De 10. Cel mai apropiat de 10? Da. 9. 9 este. 9. Și merge de câte ori? De câte ori? 3 ori? De 3. De 3 ori. 3. 3 ori. 3 ori. 3. Face 9. Și rămâne aici restul. Rămâne restul 2. 1, și aici nimic și coborăm și cealaltă cifră, 2, și am făcut numărul 12. 3, 12 împărțit la 3? 3 este egal cu... Așa, 3 ori cât de 12? 3 ori cât? Dacă 3 ori 3 face 9? 3 ori 3 face 9, 3 ori 4. 4, sigur că 4 ori 3, 12. Și iată cum am rezolvat și asta. Bun. Acum o să am văzut aici, cât facem mai mult antrenament, cu atât mai rapid, și dacă știi. Placă și tac. Da, și varianta asta cât de rapidă, cu felul ăsta, cu un cobor de câte ori. Da? Ia să vedem 1025 împărțit la 25. 55? Cum? 15-5. Încă avem 10-5. Ai, nu poți tăia 5-5, numai cu 0-0? Nu! Oh, nu mai facem greșeală, vezi? Deci numai când e 0-0 faci mișcarea asta. E de fapt 0 ăla când ai tăiat, e ca și mai împărțit prin 10. Și pe unul și pe cealaltă. Deci atenție, multe nu ținem minte răsnaie de asta, că e grav. Dacă tu spui că faci 1025 cu ăsta la 25 deodată, ești foarte tare.
75. Dar ai dat 75 la întâmplare? Nu. Dar ce, care a fost rădă gândirii tale? Că 20. 25 ori? Nu. Dacă ar fost mia, cât ar fost? 1000 împărțit la 25. Dacă ar fost mia. Parcă mi-ai zis, nu? Mai fost. Mai fost. Deci dacă ar fost 1000, da. 1000 35. La 25. Ai zis, eu am zis 35. Să pun 35, da? Da. 35. Dacă aș fi treaba bună, înmulțești 25 cu 35, să vezi dacă stă, da? 55, ok. Deci 25 ori 35, ia să vezi dacă stă. 25 ori 35. Acum să vedem cum le aranjez. Deci îți ies acolo. Da, să vedem cu rezultatul ăsta care îți ies. Trebuie să fii foarte atent. Corect. Mă găsim la mulțime. Așteptați. Sau mulțești tu, că e cel mai sănătos. Cât e? Mult. Cât ți-o dat? Mult. Bun. Ea estimează tu așa. Dacă ar fi fost 30. 5-ul ăsta de aici, îl duci lui ăsta. Și faci 30 ori 30. 30 ori 30 câți ar fi? Câți ar fi la 30 ori 30? 30 ori 30 mi-a dat 900. 900? Puțin. Puțin? Deci nu-i bun 35. Dacă e 75, mi-am sentimentul că e prea mult. Da. Uite, dacă ai folosit 75, cum ai zis tu, 45? Dar eu vreau totuși rezultatul corect acum. Hai să am estimativ. 25 ori 35. Hai. Nu contează. Hai. Spune-mi tu rezultatul. Deci noi am zis 900. Deci, în jur de 900. 5 ori 2. 10 și cu 2? 3. 10 și cu 2? 3. Așa. 5 ori 3? 5. 5 ori 3 ori 6 cu 7. Și așa 125 și cu 75. 870. Deci s-a apropiat din 900, cum exact, am estimat noi. Noi, vezi? Deci noi, dacă am mișcat 5-ul ăsta din cor și a făcut 30, de aceea tu trebuie să estimezi destul de exact rezultatul. Deci în clipa în care te apuci să faci mulțirea, tu trebuie să vezi cam acolo trebuie să ajungi. Prin jurul 900, da. Mai mult sau mai puțin. 25. Deci hai să vedem încă o dată. La mulțirea asta, 5 ori 5, 25, 5, vorbește tu. 5 ori 5, 25. 5 și 2. 2. 5 ori 2. 5 ori 2, 10. Și cu 2, 12. 3 ori 5. 3 ori 5. 15. Da. 5 și 1 reține. Da. 5 ori 3, 10. Nu 5, 3 ori 2. 3 ori 2, 5. 3 ori 2, nu-i 3 și plus 2. 3 ori 2. 3 ori 2, 6. Și cu 1? 1, 7. Am pus bine cum ne-am orientat aici? Nu. Adică de ce nu? De ce? Pentru că la unități trebuie să punem 0. Aha.
Deci când am făcut, am înmulțit cu 3 de aici, sub el fac toate. Deci aici am greșit. Dar atenție, multe noroc că ai fost tu atent aici. Și iată că am refăcut 5, 2 cu 5, 7, 6, 8. În jur de 900, cum spuneam noi, 875. 40. Așadar, aici, corect, este 40. De ce 40? Pentru că în 100, în 100 intră de 25 merge de 4 ori. 75 merge. Și mai merge 0 ăsta care nu știe și face 40, da? Deci, un 4 ori 25 făcut 100 și nimic, nimic. Și când cobori o singură cifră 0, 45. Merge de 0 ori. 45. De câte ori? Răspunsul sus? Da. Cât? 45. Păi dar cât înseamnă 1025? 1000 și încă 25. Păi înseamnă 75. De ce? De ce? Nu, pentru că 40. 4000. 1000. Și au rămas 25 la 25 împărțit la 25, singur rădiță. 1. Și 40. 41. Vezi? Ca și cum ai fi despărțit, nu? Da. Cum făceați înainte, 1000 exact. Plus 25. Iată cât de important este să faci și asta. Exact. Deci, tu cum spune, mental, în mintea ta, trebuie să zici așa, 1025. Ăsta a fost motivul pentru care ți-am dat eu împărțirea asta. Eu am avut impresia că tu te legi de faptul că 1025 înseamnă 1000 plus 25 împărțit la 25. Și asta înseamnă să împărțim pe fiecare. Exact. Și este egal mai departe cu 1000 împărțit la 25 plus 25 împărțit la 25. Și cum noi am făcut și mai devreme? Și la 1000 mă legam de 100, merge de 40 cu 0, 40. 40 plus și plus 25 împărțit la 2 și plus 1 și face 41. Corect. Deci răspunsul, așa așteptam la tine. Deci eu vreau acum să fii foarte tare. Să prins șmecheria. Asta. Și acum îți mai dau încă una. Am 1125 de kilograme. Iarăși. 1125 de kilograme și în lădițe, tot de 25, lădițe de 25 kilograme. Cum gândești? Eu gândesc? Da. Asta e important. Să-l dau pe fișă. Da, poți să faci pe fișă, dar și vorbești în timp ce mă faci. Mă gândesc așa. Nu, nu, că vreau să filmeze, măi, Mario. Și ați cum să înțeleagă. Da. Pe mă interesează acum tu să spui, uite cum gândesc. Fac așa, exact, ca să știu și eu. Exact, cu motivare să înțelegem și ne explici și nouă, că noi nu știm cum trebuie să facem. Hai să vedem, împreună facem aici. Cum gândești? Ce îți propui tu la exercițiul ăsta? Să ușurăm munca. Mă luăm de la capăt, nu? Așa vrei să o împărțim mai repede. 150. Deci 1125. Leagă-te de exercițiul dinainte. Cât am avut înainte? Leagă-te de el dinainte. Am avut 1025. Deci egal cu 1000. Deci asta am împărțit la 25. E de parcă aș spune același lucru. Cum aș spune 1025 plus cât? Plus cât 1000? Cât mai punem acolo? Ca să fac 1125. 100. Plus 100. Și totul te împărțim la 25. Și acum 1025. 45. 45. Și 1 a fost. 41 a fost. Și plus 100 asta împărțit la 25 plus 4. Și face 45, cum ai spus tu. Foarte bine. Deci asta înseamnă, așa înseamnă să te prinzi de poantă. Să te legi de gestul dinainte. Să vezi acum cum lucrurile se leagă, da? Deci, mai interesat. Da, te rog. Am făcut unele sub altele.
Deci, cum ai? Așa, 125 împărțit la 25. 1125 împărțit la 25, da? Și ai vrut să faci direct, adecât algoritmul împărțirii. Și ai luat 3 cifre, că 11 nu au fost destule. Da. Și-a venit 1112 împărțit la 25. Cât ai Știu că 100 va da 25. 4. De 4 ori, deci merge de 4 ori, cel mai apropiat. Da. Că de 4 ori, câte 25 faci 500, da? Da. De 5 ori ar fi depășit-o, de ce da. De 4 ori. Și 4 ori 25 faci 100. Da. Corect. Și, acum? Ce facem? De un calculator cumva. Cumva nu este. Nu. Uite. Am scăzut 100. O mie am făcut-o 40, după aia mi-a rămas 125, 125 am puțin la 25 și 5. Așa, și în felul ăsta, și în felul ăsta. Dar aplicând algoritm acum, ca să ne ținem de, să nu lăsăm în drum, și aș fost aici. 2 din 0 se poate. 0, deci din 2 scădem 0, 0 din 2 este egal cu 2. 1 minus 0, 1, și 1 minus 1, 0. Corect. Așa. Și coborăm cealaltă. Vine rândul ei, 5, și-au făcut 125. Și 125, cum ai gândit tu, s-a gândit? Da? Vezi, de câte ori 25 ori 125? De 5 ori. De 5 ori 25 fac 125. Este exact ce ai gândit tu, da? Aranjat să forma a ceea ce vei face de acum în tot timpul, da? Deci așa, așa ai gândit tu, foarte bine, că ai descompus pe 1000. 120 și 1000 plus 120 și foarte, foarte bine. Știu că 4 și cu încă un 25 vă dă 100. Dar dacă îmi spui deodată, 1225 împărțit la 25, cât face? Dar vreau răspuns direct. Zece. Atenție. Asta 25. Deci e mult mai mult decât aici. Vor fi mai multe lădițe. Tot cu 5. Crește că tot cu 5. Adică câte vor fi? Nu știu, să vă lăsă că dacă este bine. Ia leagă-te de ce am făcut eu mai înainte. Ia vezi tu vă șmecherii. De aceea te invit pe tine acum să ne răspunsă direct. Mă leg la mine, unde am fost. Așa. Deci 1225 împărțit la 25, am spus. Hai, bă, că trebuie să faci asta. Trebuie să faci asta, mă. Trebuie să faci, mă, trebuie să te prinzi, mă, de poanta asta. Fără să calculezi. Fără să calculezi. De ce? Da, mă, că mi-a zis mecheria de... Te poți prinde, ești foarte atent. Dar mai înainte cum ați făcut? Ați avut cât mai înainte? 1000... Cât am avut? 1125. Și acum 1225. Cu cât o crescut? Cu 100. Cu 100. 100 și trebuie împărțită. În 4. În 25. 49. Asta trebuie la tine. Deci tu mai să vezi între ăsta și ăsta creșterea cu cât e la de împărțit, cu cât o vezi 100. Exact. Și atunci, 100 și el trebuie să... Deci 49, nici nu stăm pe exact. Da, așa ar fi avut. Dar dacă ți-aș fi dat 100, 1425 împărțit la 25. 1425 împărțit la 25. Deodată vreau. 50 și 7. 57. Am adică, făcut, cum ai zis? Am făcut 8. Pentru 200. Așa. 8. 8. Și cu 49 va da 57.